venit. Vă mulțumesc tuturor celor prezenți. Mulțumesc și celor care mi-au trimis mesaje. Din motive diverse nu au putut să participe, dar sunt alături de noi. Bucuria mea este foarte mare, pentru că astăzi sunt însoțit de o persoană deosebită, un oaspete care a venit anume pentru această lansare de carte, de la 8000 de kilometri, cu greu, zicem noi, deși în zilele noastre nu... Maestră? Deși în zilele noastre nimic nu mai e greu. Este vorba de doamna Elena Mitru, jurnalistă, poetă, prozatoare, membra Cenacului Mihai Eminescu din New York și o să vedeți pe parcursul acestei zile un om cu foarte multe calități, atât literare, dar și în mod special plastice. Domnia sa, ca să dezvăluie așa, este și artist plastic. Înainte de a pleca definitiv din țară, în 1997, am greșit puțin. Așa, dânsa a fost și membra Asociației Artiștilor Plastici, secția artă decorativă, iar în Statele Unite a avut mai multe expoziții de artă design vestimentar, altă plastică, deci este o persoană cu mai multe calități și însușiri artistice și lucru care se vede și în cartea pe care urmează să o prezentăm astăzi. În mod special, activitatea poetică a Elenei Mitru este partea cea mai puțin reprezentată în cele peste 35 de cărți ale domniei sale, dar ne vom vedea că s-ar putea să fie o pasiune care, în mod nefiresc, a fost stinsă. Probabil că, din motive obiective, a abordat cu totul alte genuri, în special proza de evocare, reportajul și interviul. Foarte multe cărți de interviu. Ca să nu prelungesc și pentru că voi mai reveni asupra acestui subiect, am să-i invit pe invitații noștri de astăzi și le mulțumesc anticipat pentru răbdarea de a citi această carte, să își pună punctul de vedere asupra unei poezii mai speciale. Am să încep cu una dintre colegele noastre pe care o cunoașteți foarte bine, doamna Eveline Maria Hăitoru, care este poetă și este și secretara sau în comitetul executiv al filialei de poezie a Uniunii Scriitorilor. Deci, cu alte cuvinte, are competența totală să se pronunțe asupra poeziei. Vă mulțumesc, doamna. Mulțumesc foarte mult. Sunt foarte mândră că am fost onorată, desigur, de invitația pe care mi-a adresat-o criticul literar Marian Nencescu, doctorul Marian Nencescu. Sunt bucuroasă să ne întâlnim a doua oară, după ce ne-am întâlnit acum ceva timp, anul trecut, da, în emisiunea Văzul Inimii, unde mi-ați acordat, împreună cu domnul Marian Nencescu, mi-ați acordat un interviu. Un interviu de 40 de minute, ceea ce nu este chiar de colea. Am fost și atunci foarte încântată, cum să fac să nu stau pe spatele. Am fost foarte încântată și atunci să vă am în emisiune și astăzi să exprim câteva opinii referitor la dumneavoastră și cartea dumneavoastră. Ore și hore românești. Aceasta este cartea. Așa mi-am și intitulat eseul Ore și hore românești, Elena Mitru. Asimilarea literaturii create de scriitorii români din afara teritoriului României este un proces important care se realizează zi de zi sub ochii noștri, cu ajutorul nostru. Repoziționarea acesteia în raport cu patrimoniul cultural autohton depinde de decizia, de posibilitatea și de oportunitatea cercetării mai atent, mai amănunțit acestui spațiu de creație. Este ceea ce încercăm să facem, oferind din timpul nostru, din spațiul nostru și din acest spațiu elegant al Muzeului Literaturii Române, oferind, spuneam, posibilitatea diasporei culturale românești să se exprime. De cele mai multe ori, conexiunile directe dintre scriitori realizează acest deziderat. Așa s-a întâmplat și acum.
Prin intermediul criticului literar Marian Nencescu, am cunoscut-o pe doamna Elena Mitru, scriitoare de origine română, care trăiește și creează în Statele Unite de mai bine de 25 de ani. Autoare prolifică, are peste 30 de volume publicate sau sunt mai multe, sunt peste. Am spus peste. Câte ar putea fi? 35? M-am gândit. Deci autoare prolifică, are peste 30 de volume publicate, de proză, de poezie, epigrame, interviuri, reportaje și colaborează cu cele mai importante publicații ale diasporei românești de peste ocean, respectiv cele din Statele Unite. De remarcat faptul că Elena Mitru este și un artist plastic talentat, ea se inspiră din folclorul românesc și realizează expoziții foarte reușite atât în Statele Unite cât și în România. Mircea Eliade constata că singură gândirea simbolică, citez, ne poate ajuta să punem în valoare spiritualitatea poporului român. Istoria secretă, purtătoarea nebănuitelor lumi, rămâne însă folclorul, care prin conservarea formelor străvechi ne oferă la cheie informații fundamentale pentru cunoașterea firii umane. Am citat din Timpul subiectiv de la Bergson la Înțelepciunea populară, articol scris de domnul dr. Marian Nencescu aici de față. Poeta Elena Mitru adună în cuvânt tradiție, reflecții, portrete, toate acestea în lumina amintirii. Amintirii orelor și horelor românești. Acestea sunt versuri ocazionale pe care le grupează într-un nou volum, editat în 2023 la editura PIM, cu frumoase ilustrații semnate de artistul plastic Mihai Cătrună, aflat aici, am dorit să-l vedeți și dumneavoastră. Mulțumesc, Mihai Cătrună. Trebuie să fac un mic intermezzo. Mihai Cătrună este artistul plastic care ilustrează, face coperte și machetează foarte multe cărți ale multora dintre noi, cred că și dintre dumneavoastră. Aș dori mâna sus. Cine are cărți făcute de Mihai Cătrună aici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și eu, plan. Da. Am făcut acest intermezzo ca un mulțumesc, un mare mulțumesc pe care și eu la rândul meu îl adresez artistului plastic Mihai Cătrună. Prefața este asigurată de domnul dr. Marian Nencescu. În aceste lungi ore, autoarea se întreabă unde este timpul, lăsându-se purtată printre aștri, unde ascultă muzica divină și apoi coboară și se prinde în hore românești. Aceste citate sunt, de fapt, titlurile capitolelor cărții Ore și Hore Românești. În formarea aceasta aparent liberă și non-conformistă, rezumă criticul Marian Nencescu, împletind aleatoriu planurile narrative, volumul are o consistență unitară, reunind într-o formă lirică transmodernistă o stare de spirit în care euul autorial domină copios. Mi-a plăcut foarte mult această formulare a domnului Marian Nencescu, pentru că ea cuprinde mult mai mult decât înseamnă poezia ca mesaj, ca transmitere în sine, lirică. Ceea ce a cuprins în această formulare domnul Marian Nencescu este, de fapt, sufletul pe care autoarea îl pune și în acest volum de versuri, nu numai în celelalte volume de proză, de jurnalism literar, de reportaje, de interviuri. Voi cita, de asemenea, un autor transilvănean la care poeziile dumneavoastră au ajuns și alte volume, nu numai poeziile, și proza dumneavoastră. El se numește, cu siguranță îl cunoașteți, Menuț Maximinian.
Este de asemenea un autor preocupat de folclor, de promovarea, de păstrarea folclorului românesc intact, autentic. El spune așa: gândurile deschid fereastra lumii. Cărțile Elenei Mitru sunt adevărate depozitare de lumină. Scriitoarea aduce chipuri purtate prin intermediul peniței pe meridianele unice. Și cred că, vorbind despre peniță, se referă în același timp și la peniță ca scriitură, scriitură poetică sau de proză, și la peniță ca desen, grafică, având în vedere că doamna Elena Mitru a început prin a face desen tehnic, este adevărat? Așa. Deci dublul înțeles al peniței. Unde lumea clocotește dând aburi pentru viziunea unui alt timp. Interesant este modul în care Elena Mitru știe să-și ghideze personajele, mare parte dintre ele din viața trăită de ea însăși. Și așa, anumiți oameni și stări de fapte sunt așezate în literatură. Spațiul și timpul sunt străpunse prin intermediul unei oglinzi care dă sens fiecărui element al vieții. Am încheiat citatul. În concluzie, Elena Mitru, fidelă valorilor noastre, asta este concluzia pe care am tras-o citind această carte și încă patru pe care mi le-ați dăruit, este fidelă valorilor noastre, limbii române, credinței și tradițiilor noastre. Ea scrie o poezie curată, o dezvăluire a eului profund, prin experiența identificării. Trăind într-o lume care nu este a ei, sau acum este a ei, dar nu a fost de la început a ei, scriitorul din diaspora simte nevoia identificării. Cu ce? Cu valorile tradiționale, cu acele valori în care s-a născut și pe care le păstrează în suflet. Poezia ei este totodată și o oglindă vie a spațiului cultural de astăzi, important în formarea orizontului de înțelegere al cititorului modern. Sunt absolut convinsă că toți cei care vor citi această poezie simplă, clară, frumoasă, elegantă, vor fi încântați și poate vor încerca din aceste idei să transmită și celor mai tineri. Pentru că ce vrem noi să facem? Vrem să transmitem celor mai tineri tot ceea ce înseamnă, vorbind de întâlnirea de astăzi, tradiție, cultură, știu eu, limbă română, în primul rând. Vă mulțumesc! Felicitări la mulțumesc, doamna Croitoru. Mă bucur că ați surprins ceea ce și pe mine m-a impresionat, acest fior etnic. Sigur că depărtarea de țară te face mai sentimental, mai confesiv, dar surpriza mea a fost foarte mare. Pe măsură ce înaintam, deci în calitatea mea de redactor literar, am citit, să zicem, un grupaj din versurile pe această temă ale Elenei Mitru. Ulterior zic, stai, hai să mai cer. Și mi-a mai trimis. Și zic, Elena, dar ia compară tu lumea asta pe care o cunoști sau pe care ți-o amintești tu. Acum să vă dezvălui că săptămâna viitoare mergem la Slatina să vedem dacă lumea corespunde realității. Sunt convins că nu mai corespunde. Și atunci mi-a trimis și alte, o să vedeți acolo, o relatare din Arkansas, din Texas. Iată cum sentimentele și apartenența etnică se suprapune, se extinde și fiecare are acasă al lui. În cazul nostru, subscriu idei că această poezie corespunde foarte mult firii noastre, e și puțin sentimentală, și puțin critică, și într-un fel sau altul moralistă. Pentru că doamna Elena Mitru, care a muncit mult în viață ca să, nu știu, să străbată. Nu e ușor să pleci din țară și cu doi copii și să nu mai ai nimic și să te trezești în altă lume, are cultul muncii. Și cultul muncii se vede și chiar și în aceste cărți scrise în această perioadă. Am să rog pe o altă colegă de-a noastră de la filiala de presă culturală, doamna Cleopatra Luca, care ea, dumneavoastră, chiar aici cu unii de față, am fost de față când a scris un roman despre o realitate din Canada și din Statele Unite, cum a văzut ea această poezie, cum să zic, care străbate lumina.
Vă rog, doamnă. Elena Mitu nu s-a desprins de atmosfera românească, ce nu se deosebește prea mult în anumite momente, de aceea pe care a întâlnit-o peste hotare. Sunt împrejurări în care oamenii se manifestă aproximativ la fel. Cauzele asemănătoare duc la efecte aidoma. Vom vedea că apariția versurilor doamnei Elena Mitu sunt determinate, vom vedea că apariția versurilor doamnei Elena Mitru este determinată apariția de situații haznic, dar nu neapărat acceptabile. Tema volumului Ore și Hore Românești, versuri ocazionale, apărut în 2023 la editura Timp Iași, este serioasă. Fugit ireparabil de tempus, dar pentru unii timpul trece degeaba. De fapt, nu există om care să nu șirosească timpul, ne dându-i prea multă atenție. Noi. Timpul meu s-a dus de mult. Când a vrut el să-l ascult, m-am lăsat ademenită de un alt timp răsucită. Dar deodată s-a iubit un alt timp, cam gârbovit. Pe el aș vrea să-l rețin. Poate ne prietenim. E vorba de poezia Timpul meu. Îl găsim pe Anton Pan, chiar la începutul cărții cu zicătoarea. Așa e lumea asta, râde om de om și dreacul de toți, rezumând intenția autoarei de a-i ridiculiza pe Petrecăreț. Domnia sa se justifică prin scurte precizări. Au marcat locurile unde și-a petrecut copilăria și adolescența. Slatina și împrejurimile ei le-a reținut ca pe niște grădini în fiecare anotimp al anului, unde și zăpada era ca o floare. Însă undeva, în spatele frumuseții, tânăra de atunci a observat atitudinea oamenilor care cinsteau seara câte un pahar, două, la mac, din comuna Cirașov, unde fiecare își avea umorul, dar și viciile lui. Mai târziu, am mai văzut pe tăcăreți și cheflin care purtau alte straie și vorbeau altă limbă, și concluzionează creatoarea versurilor cum suna suma viciilor e constantă în lume, la fel și poezia dedicată lor este universală. Trebuie să fi fost impresionată mult doamna atașată artei scrisului de îndată ce s-a plecat asupra acestei categorii de oameni a atitudinilor imediat după ce terminau de rezolvat treburile zilnice, bruma lor de muncă și intra într-o cârciumă, cheltuind un minim venit. Versurile doamnei Elena Mitru flash în mod deosebit, de îndată ce au atras atenția unui renumit grafician care împânzește paginile cărții cu imagini adecvate conținutului acesteia și unui reputat critic ce îi creează în prefață un întreg studiu despre literatura română ocazională. Doamna Elena Mitru, cu o listă lungă de cărți publicate anterior, face în acest volum pași sigur pentru a-și realiza tema compusă. Chiar de la început, citim poezia Scrie, în care domnia sa enumeră impresii asupra realității literare românești, observatoarea merge la esențe, excluzând orice balast. Multă lume scrie. Scrie pe nărăsuflete. Asta înseamnă libertate. Altă lume scrie, hieroglife pe hârtie, ce rămân în librărie. Multă lume scrie pentru o altă societate. Opere sofisticate să le facă bucurie celor ce nu pot să scrie. Iată, lumea scrie. Iar ea însă scrie poate și pentru aceea care își îndea camarul în simpla litoare de la cârciumă. Cămutoarea se trece în revistă mai întâi pe sine, autopersiflându-se în privința adaptării la viața literară autohtonă. Nu-i frumos să mă alungi,
se adresează unui critic literar, vezi pe urmă să nu plângi, că ai respins din viața ta un talent ce promitea. Își ia drept ajutorul moto ales din neagul jubara. Lucrul care place la mine este că nu vorbesc o limbă savantă. Transpun istoria pe înțelesul omului de pe stradă. În felul acesta procedează și Elena Mitru. Realizează versuri simple și plăcute. Mi-a pierit cheful de scris, nu mai am nimic de zis. Primăvara o doresc, poate mă înveselesc. E vorba de poezia chef de scris. Poeta filozofează scurt pe tema vieții ca o poveste a amintirilor. Amintiri din peste mine, dinspre vremuri de mult, să mă duc cu timp că mâine va fi timpul ce-a trecut. Da, doamna Luca ne-a introdus în atmosfera aceasta veselă, senină, a versurilor ocazionale, despre care voi mai avea prilejul să vorbesc. În ceea ce privește următoarea vorbitoare, până când voi da cuvântul și versurilor, am să spun un singur lucru. De regulă, mai vorbesc la lansările de la editura Astralis și totdeauna încerc să o surprind pe redactorul șef al editurii cu puncte de vedere originale. Acum, noi nu ne-am vorbit, dar ea mi-a spus că de data asta chiar mă va surprinde. Și aștept să vedem punctul ei de vedere. Este vorba de Camelia Fantazii Tudor, redactor șef al revistei Astralis și jurnalist. Bine ați revenit pe meleagurile bucureștene, doamnă Elena Mitru. Mă bucur foarte mult că ne aflăm astăzi aici să sărbătorim acest volum, cel mai recent volum al doamnei Elena Mitru, Ore și Hore Românești. Aș vrea să vă desemnim faptul că eu am început colaborarea cu doamna Elena Mitru în anul 2020, când am primit o invitație, invitația de a răspunde la întrebări. Iar întrebările împreună cu răspunsurile au fost publicate într-un volum de interviuri al doamnei Elena Mitru, volum de interviu care a apărut în 2021 la editura Rapex Coms, al editura Rapex Coms, aici de față. Și se numește acest volum Portrete Românești de peste ocean, volumul al treilea. Iar eu, tot în anul 2021, am invitat-o la rândul meu pe doamna Elena Mitru să colaboreze cu revista Astralis și de atunci, este colaborator al revistei și publică la rubrica Diaspora Literar Cultural. Așadar, eu aștept în continuare în paginile revistei Astralis. Aș vrea să vă spun că mie mi-e foarte greu să vorbesc despre acest volum după prezentarea pe care a făcut-o criticul literar, jurnalistul cultural Marian Încescu, după prefața pe care sigur că am citit-o. Mi-e greu să vorbesc după ce au vorbit înaintea mea cele două scriitoare, Evelin Maria Fruitoru și Cleopatra Luca. De aceea m-am gândit, mai ales că nu sunt critic literar, am venit să o aduc o abordare, o idee diferită. Și atunci o să-mi permită, se pare că mă distrez singură, mai că mă gândesc ce o să vă citesc. Așa? Bine, nu e cine știe ce, dar trebuie să mă fac curioși. Așa, face parte din imagine, așa. O să vă citesc, să nu vă speriați că nu sunt foarte multe pagini, adică sunt 3 pagini, dar sunt scrise foarte mare, așadar nu va dura foarte mult. Poate o să și mai tai puțin. Surprinși și întotdeauna de drumurile oferite de viață, mergem înainte, suferiți de visuri, de dorințe și mai ales de nevoia de a ne împlini sufletește. Toate acestea ne pot conduce peste mări și oceane, peste munți și câmpii, indiferent de vârstă, sfidând obiceiul anilor de a trece. Pe Elena Mitru, destin a purtat-o pe teritoriul american, unde locuiește de aproape 30 de ani. Însă, a avut bucuria de a reveni deseori în țara natală, iar aici, în lumea minunată a literaturii române,
să-și afle armonia interioară. Debutul literar s-a produs la o vârstă înaintată, în anul 2014, la Cenacul Literar Mihai Eminescu din orașul Astoria, Statele Unite. De atunci a publicat peste 30 de volume, proză, poezie, epigrame, interviu, antologie, reportaje. De fapt, nu are nicio importanță când debutăm în literatură. Ceea ce contează cu adevărat este să o facem, atunci când pixul, creionul, stiloul, ori tastele calculatorului ne îndeamnă să scriem, când în minte apare zumzetul necontenit al cuvintelor nerostite. Desigur că locuind în Statele Unite, activitatea literară și jurnalistică a Elenei Mitru s-a desfășurat în cadrul comunității românești de peste ocean, a publicat mai multe reviste ale diasporei americane și canadiene. Ori de câte ori a revenit în România, a fost o prezență agreabilă a mediului cultural românești, iar pe parcursul timpului a devenit colaborator permanent al mai multor reviste care apar sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, între care Astralis, Detectiv Literar, Muzeul Presei Românești, Convorbiri Literare Artistice, Mileșciana și altele. Cel mai recent volum, Ore și Hore Românești, versuri ocazionale, publicat în acest an la editura Pink, și o prefață semnată de Marian Încescu și ilustrații realizate de Mihai Cătună, este structurat în 4 secvențe lirice, așa cum de altfel menționează criticul literar în prefață. Deși tema centrală este cea a trecerii timpului, volumul transmite duhul autoarei de locurile natale, unde se întoarce atunci când are posibilitatea, în ciuda distanței și a vârstei, pentru că iată în curând va împlini 80 de ani. Versurile din prima secvență lirică, Ore, reflectă starea de moment a scrierii acestora, sunt o mărturisire a dragostei sale pentru creația poetică, prilejuită de gânduri și sentimente provocate de contactul autoarei cu criticii literari, de exemplu, nici frumos să mă alungi, vezi pe urmă să nu plângi, că ai respins din viața ta un talent ce promitea. Ori cu editorul, un exemplu, publică-mă și pe mine, este tot ce s-a încerut, fă efortul mic, ce poate mă va face cunoscut. Ori cu persoanele care au avut o contribuție majoră asupra formării sale ca scriitor. În secvențele unde-i timpul și printre aștrii, meditația asupra trecerii timpului conduce la temeri privind venirea bătrâneții și a plecării din această lume. Din versul rezultă însă și bucuria de a trăi și aprecierea fiecărei clipe. În secvența Hore apare motivul veției, reflectat mai cu seamă în lumea din zona Olteniei, prin redarea câtorva întâmplări și chipuri omenești din timpul copilăriei autoare. Versurile atrag atenția asupra efectelor negative ale băuturii în exces. De la cârciuma din drum vin acei ce știm acum, băutori sau angajat, vinul tot l-au degustat. Sau, din stat de la cârciumeală ies băieții către seară, sunt cu burțile umflate, cu mințile jumătate. Poeziile ne poartă peste timp, dar și peste spațiu, obiceiurile patice existând și pe teritoriul american. În final, autoarea redă un cântec al locuitorilor vestului sălbatic pentru a aduce o dovadă a acelorași preocupări cu ale compatrioților săi din comuna Cireașov, care terminau ziua în apuri băuturi. Citez. Frumoasă viață de cowboy, să mergi mereu călare și unde vezi un chef în toi, se intri în goana mare. Te apuci să bei dintr-un butoi de whisky foarte tare și până la ziua joci în toi, doar jocuri mexicane. Pe oameni, indiferent că sunt români sau americani, îi caracterizează, după cum scrie autoarea, citez, dragostea de muncă, cinstea, credința în Dumnezeul Creator, curățenia sufletească, legăturile familiale, respectul. Iar eu, citind aceste versuri, m-am amintit de poetul chinez Li Pai, care a trăit în prima jumătate a secolului VIII, în perioada dinastiei chineze Tang, când literații au marcat în mod definitoriu cultura chineză. Considerat un nemuritor în literatura chineză, întrucâtarea în excelență a structurii spirituale a culturalilor din perioada prosperă a dinastiei Tang, supranumit zeul poeziei Li Pai sau Li Taipe, a abordat o mare varietate de subiecte în forme poetice și scriuri foarte diferite. Descrierea naturii, exprimarea sentimentelor de dragoste, de prietenie, dictația filozofică asupra trecerii timpului. Dar o temă specială în poezia lui Li Pai reprezintă cea a beției, tratată sub aspect filozofic. Paharul cu vin este nu numai un mod de a se salva de suferințe și de ziluzii, ci și o modalitate de a imortaliza clipa prezentă, legătura sa cu infinitul. De aceea nu mă pot abține să nu redau o poezie din volumul Treptă de Jad, antologie de poezie chineză clasică și, în traducerea profesoarei Florentina Vișan.
O să vă citesc o poezie acum, pentru că în acest volum veți găsi multe poezii referitoare la această preocupare a unora de a bea. Chiar am făcut această comparație cu poezia lui Lipari. Se numește Trezit din beție într-o zi de primăvară. Dacă în lumea asta viața e un vis prelung, la ce bun să te chinui din zori până la mult? Așa că eu, întreaga zi o petrec beat. Lângă ușorul ușii mi-e prăbușitul pat. Când mă trezesc, afară privesc spre depărtări. O pasăre în parte din trilul ei prin flori. Ce anotimpe oare acum prin belag? În vântul primăverii, un răuraș pribeag. Mișcat sunt dintr-o dată, îmi vine să suspin. Și iar ridic ocalul, și iarăși torn din vin. Și cânt cu glas puternic până ce apare luna. Când voi sfârși cântarea, toate vor fi, tot una. Și închei citind o strofă din poezia Elenei Mitru, îndemn. Mergi pe drumul ce ți-a scris, e greu, dar nu te reînvins. Iar în serios gândește, că nu știi când se sfârșește. Așa, dar am mulțumit la tine. Eu am și spus acolo, nu e scopul îndemnul la băutură și l-am citat pe Omar Khayyam și a zis disprețuiește, nu disprețui beții, disprețuiește beția. Deci trebuie să înțelegem despre ce e vorba. Ca să ne destindem și mai mult și ca să intrăm și mai mult în atmosfera în care colegele mele ne-au introdus, am să o rog pe actrița Magda Băcescu să recite puțin din poeziile Elenei Mitru, poate chiar și aceste poezii cu tematică adecvată. N-am să mai lecturez poeziile care deja au fost lecturate, voi sări la altele pe care le-am ales. Mofturi. Toată lumea are mofturi. Cel ce-și apucă să scrie, lasă mofturi pe hârtie. Alții, poate în pălărie, n-au apucat să le scrie. La plimbare de pornesc, mofturi tot mereu găsesc. Trotuarul nu e bun, soarele-i prea n-ajun, parcul este prea departe, prea multe tramvaie, frate. Acasă când s-au întors, etajul este prea jos, liftul urcă prea încet, noaptea vine, nu-i corect. Mofturi, nene, chiar și o mie, le scot prin scamatorie. Mărgăritarul. Viața este doar o glumă care trece imediat. Nu pierde, deci, nicio fărâmă din tot ce ți-a fost dat. Anii sunt mărgăritarul cu al lui suav parfum de te ademenește dorul să nu te oprești din drum. Adună-i, îmbogățește-i, iar te vor fi foarte mulți. Tu să ai puterea vorbei, cu un zâmbet să-i saluți. Foarte frumos. Și acum să vedem de ale băutului, de ale noastre. Ce folos că ai învățat prin facultăți, ai umblat, te-ai lăsat ademenit de vinul neșprețuit. De băut te-ai apucat, cu cartea ai terminat, ai pus totul adospit, de vin te-ai îndrăgostit. Licoarea te-a amețit, mintea ți-a împăienjenit, nu te lasă să gândești, tot ai vrea să o înmulțești. Gândul tău necontrolat, pâlnie s-a transformat, curge tot prin el, nu se oprește de fel. Mândrie. Asta mi-a plăcut foarte tare. Dragă doamnă Butoiescu, nevasta lui Scofâlcescu, vrea să facă siluetă, dar stă prea mult pe banchetă. Însă domnul Scofâlcescu, vechea mic cu un alt escu, au pornit-o la plimbare damele să le măsoare. Atunci doamna din poveste
Maică a prins de veste, de o amică îndrumată, s-a susțiat pe dată. La concurs a vrut să fie cea mai suplă dintr-o mie. Astfel a fost selectată pentru modă prezentată. Acum domnul Scofâncescu cu consoarta Butoiescu sunt mândri nevoie mare, împreună la plimbare. S-a oprit la Cârciumioară să mai facă o socoteană cu o halbă bulerată, veselia-i prindendată. Ne cunoaștem de mult și cred că i-am zis o vorbiță, dar nu da. Nici... A, nici, dar și rog, a fost foarte bun, trebuie să recunoaște, a fost frumos. Desminte numele. Ați fi băieții acum, dar văd că sunt câteva... Mai este o doamnă care vrea neapărat să ne spună ceva. Înainte de asta vreau să vă spun ceva legat de ilustrație și de editori. Avem aici de față pe doamna Raluca Tudor, editor, care practic ne-a editat pe toți, așa, care a lucrat foarte mult cu fiecare în parte și are o răbdare deosebită. Este, cum să spun, o persoană predispusă, născută să fie altruistă. Avem de asemenea un mare grafician. Cu puțină vreme în urmă, domnul Valentin Tănase, chiar de aici, din locul ăsta unde vă vorbesc, spunea că nu neapărat subiectul e important în ceea ce privește ilustrația de carte, ci ceea ce simte artistul. Pentru că artistul poate să aibă alte sentimente decât pictorul și valoarea unor ilustrații de artă depășește uneori sau poate să egaleze cartea. Iată cum cele două profesii erudite artistului, editorul și graficianul, se întâlnesc aici și cred că la sfârșit ar să spun mai multe lucruri. Și contribuie. Da. O să o rog și pe doamna, o iubitoare de poezie, așa a vrut să fie prezentată, doamna Brândușa Bârsan, care ne-a onorat cu prezența, să ne spună despre această poezie. Bună ziua tuturor! Mă bucur că sunt aici unde se vorbește despre poezie. Nu am primit la timp mail-ul domnul Vinecescu, pentru că mi-aș dori să o parcurg, așa cum îmi place mie poezia cu sufletul, nu doar pentru mine. Acum îl spui în dânsăcate, am dat o poezie care chiar m-a determinat să vin să o citesc, apoi vreau să iau apărarea paharului de vin, pentru că eu m-am identificat de mică cu el și cele mai frumoase amintiri ale familiei mele și ale copilăriei mele sunt pornite de la acea bucurie care îmi dădeau sărbătorile puțin îmiresmate cu acel vin căpșunică făcut în curtea noastră. În același timp eu trăiesc o dramă, având o casă la Sfântă Prahova. În mai puțin de 2 ani am decedat o bărbat de pe lângă mine din cauza tot acestui mărit pahar de vin. Deci sunt două luni paralele care noi trebuie să le deschidem foarte bine. Ne mai amețim și noi câteodată, mai exagerează și unii că ne amețim, chiar ne amețim de bine, dar să nu facem rău și să nu ne facem nouă înșine prostii. Ăsta este secretul. E foarte frumos că abordăm cât rău o să facă paharul de vin, foarte mult rău. Credeți-mă, eu am rugat să nu se spună că sunt avocat, dar știi câte pornesc de la băutură, câte drame sunt în familii, din copiii, pentru că este generația care ar trebui să ne luptăm cel mai mult, să-i ocrotim cel mai mult, tocmai din cauza acestui păcărel de vin, dar în același timp, eu totuși, uneori, îl beau. Mai ales din Căpșunică, care face o vecină de-a mea. Numai cei bolnavi nu beau. De la Slănic am o vecină care face cu mănuntele ei, culege în toate boabele, îl stridește, mi se pare licoare extraordinară, umple care mai mult de 12 grade, așa, și e foarte bun, credeți-mă. Doamne dragă, o să vă citesc poezia care am... M-a potipnit așa să vă citesc și nu mi-a plăcut că a zis domnul Nencescu, mai vrea neapărat. Nu, am făcut doar așa, că nu sunt foarte insistentă. Dar zic eu că merită și să luați cartea și să o citiți, că sunt și lucruri frumoase.
pe drumurile tale, cu drag, le-am străbătut, vin pașii mei din urmă, mai pe de-apoi, spun eu, zicând să merg mai mult. Nu te opri. Nu știi de drumul lung sau scurt. Nu te grăbi. Căci pașii au multe de făcut. Împacă-te. Cu vremea ta, cu timpul ce ți-e dat, să folosești la maxim din tot ce ai învățat. În același timp, nu scăpați de mine, așa ușor, să vă citesc și poezia care am luat eu, când era mai mic în vreme. Trebuie să mai ciocnim o cupă la hanul vechi de pe coclauri, căci pentru tine și pentru tine mai am sunt trei puncte de aur. Rămâi să mormântăm tristețea și setea fără de alinare, cu vinul negru de la hanul, din valea umbrelor fugare. Știi cât frumoasă că ulciorul din care bei înfrigurată, e făurit din taina sfântă, din taina unui trup de fată? L-a făurit când paolarul cel inspirat de duhul rău, din taina unui trup de fată frumos și cald, ca trupul tău. Îmi respează de frumoasă. Ca un altar de mirodenii, cât zarea e plină de albastru și lumea plină de vedenii. Și atât cât drumurile vieții mai ar pe margini bucurii, că mâine în zadar vei bate la porți de suflete pustii. Iubește-mă acum, căci anii nebănuiți vor pune frân, iar clipele iubirii noastre se scurg ca undele pe râu. Ca mine nu puteți să-i numite, uitați, ne pomeniți de nimeni. Ca mine vor veni olarii să fure pudinți în grime. Iar trupul tău care mi-e astăzi cel mai iubit dintre limanul va fi un betul tău din care vor da pudinții de la hanul. O e poezia. Știu, dar nu doar că ea este tradusă, cel mai fidel se spune, de către Eusebiu Camilar, în cer dar cu care eu m-am născut. În cer iertare. Și prima dată când am luat contact cu această poezie, a fost datorită lui Romanița Ștențel, eram la editură, și mi-a scris-o și o am încă pe perete scrisă de mâna ei. Ca să vezi. Ce frumos. Da. Asta da, am de Omar Khayyam, marele Omar Khayyam, pe care am înțeles că însuși marele nostru eminist cu s-ar fi inspirat și el. Intrăm în domenii sentimentale, da. Sunt și motivele pentru care am insistat că pornind de la anumite versuri să facem un volum în care doamna Mitru să-și explice aceste sentimente, care, pe urmă, sunt omenești, sunt firești, sunt expresia experienței și a sentimentelor pe care le-a trăit pe parcursul vieții. Da, îmi pare rău că am spus că dorește neapărat. Auziți? Poate am insistat. Asta așa, pentru o fată de culoare. Da, mulțumesc. Acum, cum să zice, am rămas noi băieții, nu? Acum... Dacă tot fetele și-au spus de toate, hai să spunem și noi lucruri serioase, așa, de profeții. Nu întreb așa. Domnul Lucian Gruia este nu numai un mare critic literar, dar și un prozator profund, un cunoscător al lui Brâncuș, poartă numele lui Lucian Blaga din familie și e totdeauna alături de noi. Mă bucur să fie și pe data aceasta și să ne spună despre poezia Lenei. Vă rog frumos, doamne. Vine din balade. Da. Elena Mințu s-a născut la București. Pe vremea când era elevă, a petrecut vacanțele în comuna Ciriașov de lângă Slatina, de unde își trage sânge, se va capitolul Hore Românești. După ce Marian Nencescu a prezentat pertinent ce înseamnă și a jalonat istoricul poeziilor ocazionale din antichitate până în prezent, în prefața cărții care trebuie neapărat citită, eu îmi propun să comentez sub 5 volumuri
accentuând latura umoristică, că rămânem cu zâmbetul pe bunde. Dar până atunci mai am de trecut în revistă primele 3 capitole mai sobre. Dacă poeziile ocazionale sunt dedicate unor persoane și unor evenimente, fapte deosebite, să începem cu primul capitol al cărții Ore, dedicat scriitorilor Teodor Damian, poet și preot, și Meneluțu, critic literar. Ce spune Elena Mitru despre ei, trebuie să citiți că este... Spune-te bine, domnul! Citiți! Următorul capitol, unde timpul este nostalgic, din cauza condiției umane efemere. Timpul care ți s-a dat este cel meritat. Ia-l cu tine, ține-l bine. Fă cu el ce se cuvine. Să se scurgă încet din el, nu te alegi tu după el. El să vină după tine, aici să se simtă bine. Că atunci când va pleca, să spui în inima ta, unde-i timpul? Iar s-a stins, l-am sfârșit, nu l-am prins. Printre astea vrea să fie un capitol romantic, poeziile de aici având deschidere cosmică. Vreau să urc în carul mare, printre aștri, să mă plimb în zonele glaciare, frigul parcă m-a cuprins. Te pot prinde carul mic, mă mai odihnesc un pic, doar o ceafă lângă zori se arată printre lor. Umorul este dominant în ultimul capitol, Core Românești, dedicat consumatorilor de alcool din comuna și de Așor, dar se potrivește tuturor alcoolicilor de petutinde. Dar omul îi scurtește mai devreme, încă dintr-o poezie din capitolul unde timpul, în care sunt luați în răspăr chiar și poezii. Este poezia Mopsul, care a fost citită aici. Umorul din ultimul capitol este debordant. Sunt prezentate subțin toate etapele îmbătării. Capul greu, ca o baniță, încărcat cu șlivoviță. Dintre țuici e cea mai tare, îi se lasă în picioare. Se ridică de la mază, scaunul nici el nu-l lasă. În zadar se sărbiește, aici totul se învârtește. Soiul mic îl vede mare, îl umple cu altă ligoare. Vorbe multe de rostește, limba-i se împeticește. Ar vrea pe ușă să iasă, capul i-a căzut pe masă. Clapele i-au fost închise, s-a lăsat purtat de vise. O altă poezie este dedicată micilor autohtoni și alta suicilor de minte popular, omului Dobrin. Capitolul continuă în aceeași notă umoristică, urzicătoare. Desigur, are și o conotație morală. Lena Mitru consideră că vesilii sunt și în America și pentru tine, de aceea în finalul cărții transcrie o poezie, Terapie pentru suflet, de Nicolae Cedilu, dedicată cowboy-ilor americani. Cartea poetei Lena Mitru, Ode și Ore Românești, citește cu zâmbetul pe buze. În ceea ce privește, să spunem, părerile doamnei Mitru despre lumea literară pe care o cunoaște mai bine, cea de peste ocean. Sigur că eu am fost într-o dilemă dacă se recomand să-și păstreze aceste păreri sau nu. În urmă am considerat că doamna Mitru nu e un om comod. Însă, într-o altă lume, s-a învățat să spună lucrurilor pe nume, cu atât mai mult în Statele Unite, lucrurile sunt foarte limpezi acolo, oamenii, să zicem, chiar cu riscul de a fi dezagrabil, își spun părerile, e altă lume. Dânsa a învățat această lecție și a învățat-o cum ar veni pe pielea dumneaei și de aceea în niciun caz nu mi-aș permite să-i dau nici sfaturi, nici recomandări privind modul de abordare. Sigur că aceste lucruri țin mai mult de un climat literar pe care, dacă ne gândim foarte bine, îl cunoaștem și noi și nu, dacă așa petrecerile cowboy-lor din Arkansas se aseamănă cu petrecerile așa băieților din Cireașou, înseamnă că aceasta e lumea în care trăim. În ceea ce privește, să zicem așa, interpretările mele despre poezia ocazională, ele au un singur scop. Încadrarea acestor poezii într-un gen literar anume este destul de dificilă și atunci m-am gândit la acest subterfugiu care să dea și o explicație
Până la urmă, poezia se naște într-un anumit context. Iar doamna Mitru, nefiind un poet de meserie, adică pentru dânsa, până la urmă, chiar dacă are 30 de cărți, este o pasiune, o plăcere. Aceasta o determină să se exprime foarte dezinvolt, foarte direct. În ceea ce privește conținutul, sigur că na, colegii mei au spus tot ce se poate spune și eu sunt de părere că este o poezie care merită, să zicem, această haină grafică pe care am căutat să o confer și pe care, cum să vă spun, am încercat să fie la înălțimea a tot ce a făcut dânsa în viață, în literatură, să încomuneze oarecum o carieră și o viață frumoasă, o viață frumoasă, pe care dânsa a trăit-o în două luni și pe care și acum și-o asum. Eu așa am înțeles-o și așa am citit-o. Sunt bucuros pentru fiecare dintre dumneavoastră aici de față. N-am cuvinte să mulțumesc editorului Raluca Tudor și graficianului, colegilor critici, și vreau să spun că doamna Mitru e neobosită. Zilele astea a venit la mine cu o carte nouă, volumul 2 din Arta în conversație, poate o să scriu și o cronică, o să mai avem ocazia să ne întâlnim. Face parte din acea categorie de cărți interviu, de cărți de interviu. De data aceasta e vorba de interviuri cu artiști plastici, în care se află și doi artiști aici de față, domnul Romulus Harta și domnul Mihai Cătrună, dar și alți artiști plastici. Părerea mea este că doamna Mitru chiar tânjește după această lume de artiști, de scriitori, de, și-o dorește. Și dacă mai bine, și văd că anul trecut a venit din nou și anul ăsta, înseamnă că i-a plăcut, să zicem, acasă și și-a găsit rădăcinile. Eu sper să nu ne ocolească și în continuare și așa lumea noastră mică de scriitori, de artiști, de artiști plastici, de editori, practic au adoptat-o pe doamna Mitru, pentru că dânsa, plecând efectiv, și-a rupt legăturile materiale cu țara. Cred că acum, sigur că aș ruga înainte ca doamna Mitru să ne spună și dânsa ce motivele pentru care a scris această carte, dacă mai sunt și alte persoane și doresc. Vă rugăm frumos! Vă rugăm frumos și vă poftiți și prezentați-vă. Doamna profesoară... E Caterina Chiu. Este la rândul sărat, am la special pentru acest eveniment. Sunt scriitoare, traducătoare și fac parte din dumnezeiștilor profesioniști. Iată cultura ne unește. M-a impresionat foarte mult faptul că doamna face parte din cetaclul Mihai Iliescu. Îndrăgostită de Iliescu, am tradus poezia de dragoste ilieșciană și bilin, circulă pe internet. Și fără să faceți acolo în America, publicitate cărții mele în Biceacălu, am făcut o pledoarie la Salonul Național să intre în patrimoniul UNESCO. V-aș dorbi o tare să îi aparține bibliotecii. Ce mult m-a impresionat poezia dumneavoastră, pentru că are ceva adunat din cultura română. Are filozofia de Iliescu, umorul lui Caragiale și frumoasa bogăție spirituală a creației populare. Vă felicit și vă mai așteptăm să îmi dea apariție. Mulțumesc! Doamna Elena, sunteți pregătită? Vă rog! Mulțumesc! Întotdeauna. În primul rând, vreau să mulțumesc dumnealor care s-au străduit să mă susțină așa de frumos și să spună cuvinte așa de frumoase, nu știu dacă le merit, sunt emoționată. Eu, de felul meu, sunt emotivă. Aș vrea însă, pentru că s-a vorbit despre carte, s-a spus, s-a citit, a fost informați, ați auzit, s-au spus păreri, așa. Eu vreau să vă spun un lucru pe care nu l-a spus nimeni, am așteptat să vedem dacă spune cineva ceva, n-a spus nimeni.
ceva, cum să spun, ca să scriu această carte, a fost vorba de amintirile copilăriei mele, rădăcinile noastre. Eu m-am născut în București, dar rădăcinile mele sunt acolo, în Oltenia, unde au fost părinții, unde au fost bunicii, unde am trăit vacanțe de vacanțe și unde am înțeles și am văzut pe oameni și de la care am învățat foarte mult, foarte mult. Am făcut clasa întâi acolo, dar nu ce am învățat în școală. Învățătura pe care am avut-o de la oameni, acei care sunt oameni simpli, simpli, dar cu multă judecată și bun simț. Deci, aceste versuri care se află în carte au fost scrise de mine cu ceva ani în urmă. Și mergând în continuare cu scrisul, pentru că asta m-a pasionat toată viața, am debutat foarte târziu pentru că am avut, mă rog, o problemă. A trebuit să merg mai departe și am mers. Versurile au rămas în dosarul lui, în manuscris, în dosarul lor, în manuscris, și în timp l-am regăsit, pentru că le reiau, l-am regăsit și am spus, uite, domnule, am făcut asta. Le văzuse părintele nostru, Teodor Damian, care are cenaclu, care a făcut cenaclu și care de 30 de ani, chiar luna trecută am sărbătorit 30 de ani de la înființare, și i-am cerut părerea. Și a spus, da, foarte frumos, poți să le publici. Mulțumesc! Deci au stat după asta, au stat acolo și acum, pentru că le-am descoperit, din nou am zis, l-am rugat pe domnul Marian Nencescu, te rog frumos, trimiți și eu câteva versuri să-mi spui părerea, dacă poți să fac o carte, ce părere ai de critic literar, nu? Dacă am trimis, mi-a zis, da, sigur, trimite-o, o să-mi zic așa, când ai timp, că știu că ești ocupat și dar numai pentru mine n-ai și acum, în sfârșit, așa, ca să determin să mă... Da? Am așteptat un timp, niciun semn. Niciun semn, n-am zis nimic, am zis, domnule, n-am avut timp, nu știu ce, mi-e greu să îi dau un telefon, să zic, ce faci, domnule, cu cărțile mele, cu versurile mele, în sfârșit. Și într-una din zile, vine soțul meu și zice, eu în familie, numele meu în familie este Coca. Zice, bă, dar tu ai primit un pachet, poșta a lăsat la ușă un pachet. Ce pachet? N-am făcut nicio comandă. Doamna Raluca Tudor nu mi-a zis nimic, nu mai are nimic ce să-mi trimită, suntem la zi cu toate. Așa, ai un pachet, am un pachet, pachet de la București, da, de la meu. Era această carte pe care au definitiv, așa cum vedeți dumneavoastră, în complicitate, domnul Marian Nencescu și domnul Mihai Cătul. Și cum și ce fel, cadou pentru ziua mea, în care voi împlini 80 de ani anul acesta. Cum se spune, copiii sunt ploile vieții. Și cu această denumire am făcut și o expoziție la noi la Cenaclu, chiar așa, portrete cu copii, florile vieții. Cărțile pentru scriitori, zic eu, sunt florile vieții. Pentru că am intervievat până acum peste 40 de persoane și de multe ori am repetat întrebările ca să văd fiecare cum spune și ce spune. La întrebarea care dintre toate cărțile pe care le-ați publicat, le-ați creat, vă este mai dragă, mai apropiată? A fost același răspuns, parcă s-ar fi vorbit între ei. Toate îmi sunt la fel de dragi. Și aceasta este una din florile vieții mele. Dar povestea care m-a surprins și poate și mai mult decât lucrul acesta, a fost faptul că, deci eu am venit acum, au trecut zilele, că atunci când vin aici, nici nu știu cum, 3 zile, totdeauna mi se pare că nu am timp, că nu-mi ajunge timpul. Am vorbit și cu doamna Raluca de la editură, pe care o pisez de 9 ani de zile, zi, noapte, indiferent că așa dacă scriu și vai, nu mă mai uit cât este ceasul, diferența de pus orar. Îi dau telefonul, Raluca, uite așa, gata, bă, unde zic, dar tu nu dormi, păi nu dormeam, dragă, lasă, foarte drăguță, sigur, că așa. De 9 ani îi bat capul cu cărțile mele și a avut puterea să mă suporte toată această perioadă și să nu creadă că o să scape de mine, că n-am ce să-i fac, iubirea e iubire. Știți cum este? Iubirea de moșie e un zid. Așa, vreau să-i mulțumesc cu această ocazie,
pentru că a fost întotdeauna alături de mine. Dar fenomenul, eu nu cred că s-au vorbit. Nu. Nu cred că au coalizat cum a făcut cu domnul, domnul Mihai Cătună. Și îmi zice, dar știi că tot o să fie ziua ta, uite, îți fac a doua această carte. Deci eu venisem să... Cartea era gata, venisem să o iau. Cum? Păi nu este ziua ta, îți facem a doua această carte. Deci vă imaginați dumneavoastră ce bucurie în sufletul meu, în viața mea, în toată viața mea, să primesc și cadou cărțile mele. Da. Este ceva fantastic. Deci nu cred că se repetă de multe ori. Să te bucuri de ele și să-ți aducă numai sănătate și tot ce-ți dorești. Mulțumesc, și mulțumesc. Și familia. Mulțumesc. Și sper să vreau să vă felicit pentru cât de frumos vorbiți românește, doamnă. Mulțumesc. 30 de ani. De ce să uită? Dar nu are de ce să uită? Doamnă, eu îți uită. Pentru că sunt o persoană mai curioasă în felul meu așa și... În ceea ce spuneți dumneavoastră, eu nu cred. Pentru că, după părerea mea, nu este posibil ca omul să-și uite limba maternă. Nu, dar prinde accent. Dar se întâmplă. Prinde accent străin. Nu, totdeauna. Depinde de fiecare. Atunci să vă spun altceva. Băieții mei, eu doi băieți. Unul este în Franța și unul este în Texas. Și, deci, cel din Franța, franceza. Cei din Texas, engleza. Acolo și-au terminat cursurile fiecare, dar o poveste mai lungă. Eu nu i-am auzit pe băieții mei să nu vorbească corect românește. A, că vorbesc limbile respective cu accentul respectiv, bravo lor că au putut să o facă. Dar limba română o vorbesc românește. Și știți și dumneavoastră că limba română are o melodie, e melodioasă. Are o, cum să vă spun, o altfel o auzi, altfel o recepționezi. Deci, cam asta este. Vreau să vă mai citesc pentru că este vorba de vârsta mea așa de frumoasă. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta, bineînțeles. Vreau să vă mai citesc o poezie care se am numit-o eu, pe care am numit-o eu Tanti Roza. Roza, Roza și scrie Roza. De o lungă vreme încoace, nu mă lasă, nu-mi dă pace. S-a anunțat Tanti Roza, care vrea să-mi facă poza. Vrea să mă acapareze, vorbele să-mi dirigeze, cuvinte să-mi zăpăcească, mintea să mi-o încălcească. Dacă merg la farmacie, să vorbesc despre chirie. Dacă vreau să cumpăr ață, să schimb drumul către piață. Cu liftul de vreau la 9, ea zice mai mult cu 2. Deschid ușa la intrare, zice că e prea mult soare. Ce tot spui tu, Tanti Roza? Zi pe nume, e scleroza. Dacă vrei să scapi de ea, izgonește-o, nu o lăsa. Bravo! Și vă mulțumesc! Nu vă îndemn spre fapte rele, ci vă îndemn spre... protocol. Vă mulțumesc în numele colegilor, în numele Elenei, al meu, că m-ați onorat cu prezența dumneavoastră și sper să ne mai întâlnim la activități literare și culturale. Și iar Elena continuă, ca editorul e de față, graficianul e pregătit. Să ne mai da, și criticul cât o mai scrie. Da. Când nu-l supăr. Vă mulțumesc.